salutare, lume frumoasă! Vă pupă Talebanu și, cum v-am promis, astăzi facem al doilea episod din emisiunea O scrisoare pentru tine, oricum nu te ascultă nimeni. Ieri am făcut primul episod și am văzut, am adus niște rezultate. În sfârșit am văzut primul live după o săptămână făcut de Alexandru Achevei și Enasa. Fraților, important că au făcut, l-au băgat pe priva la un moment dat, 40 de vizualizări, băieții s-au supărat, s-au certat iară. Ce să facem, frate? Dați și voi un click acolo pe live-ul lui, hai să ne uităm toți, haide să le dăm curaj la băieții ăștia, să nu se întâmple iar nenorocirea să fie ceartă în această familie frumoasă. Credeți-mă, fraților. Haideți să ne întoarcem la noi. Enas n-a vrut să răspundă cu o scrisoare. A zis că nu vrea să mai vorbească cu Alexandru Acheve, că i-a dat încă o șansă ieri, dar din păcate n-a avut rezultate și a zis gata, mă las de YouTube, nu vreau să mai fac live cu motociclistul. Am luat telefon, l-am sunat pe motociclist și i-am explicat situația. Eu i-am zis, eu am făcut ce mi-ai cerut, am trimis acea scrisoare scrisă de tine, v-am împăcat, dar frate, de aici încolo eu nu pot să mai fac nimic. El a insistat și mi-a zis, bă, te rog eu frumos, Talebanule, îți mai scriu o scrisoare. Și scrisoarea asta tu s-o spui ca și cum ar fi scrisă din partea mea și a lui Enas, ca și cum ar fi o convorbire între noi. Lumea trebuie să știe ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și poate o să ne susțină și poate o să ne întoarcem și noi la cum eram înainte. O pereche fericită pe YouTube românesc și cream și noi multe chestii frumoase. Discuții despre Taliban. A murit contentul pe YouTube de când acești băieți nu o să mai facă live. Deci vă rog eu frumos, cine urmărește acest episod, lăsați un like frumos la băieții ăia. Vă rog eu frumos, băieții ăștia intră în depresie. Și apropo, știți, eu sunt bucătar. Aseară pe motociclist l-am tras puțin la tigaie. Am dat jos 10 kg fără dietă, frumos așa, pam pam, în 5 minute. 10 kg de grăsime. Am dat jos. Deci băiatul acum se prezintă. Și apropo, șeful, dacă se uită șeful lui, fratele meu, am auzit că l-ai dat afară de la servici din cauza că tirul consuma prea multă motorină, că băiatul ăsta e mai plinuț așa de felul lui. Frate, poți să-l iei la muncă iară? Am dat 10 kg jos, l-am tras la tigaie. E boboc acum, poți să-l iei iar la muncă. Te rog eu frumos. Bun, haideți să dăm drumul la acest episod. O să băgăm, ca și ieri, un instrumental, leger, romantic, și să dăm drumul la această frumoasă poezie scrisă de Alexandru Acheve. Enas, din păcate, n-a vrut să participe, dar motociclistul a scris așa și a zis, o să scriu o poezie despre povestea noastră. O să scriu și partea mea, o să scriu și partea lui Enas. Tu citește, Talebane. Și să vedem ce putem să facem. Bă, fraților, uitați aici. Eu vă promit că dacă reușesc să vă fac să faceți pace între voi, o să facem toți un live frumos, o să facem un episod din O scrisoare pentru tine, oricum nu te ascultă nimeni, toți trei împreună, o să ne facem un frumos studio unde o să fiu și eu, voi invitați și o să vă... Băi, cum era înainte emisiunea aia din dragoste, mă înțelegi? Așa o să fac cu voi și o să vezi motociclistule, nu intra, frate, în depresie, că Talebanul te ajută, o să-l aducem pe drumul ăla bun și pe Enas. Și o să vezi că nu o să te mai dezamăgească. Un singur lucru te rog eu frumos. Nu-l mai bate când te îmbeți. Atât ți-am zis. O să vorbesc pentru tine,
O să pun acolo o vorbă frumoasă pentru tine, dar trebuie să-mi promiți. Nu-l mai bate când te îmbeți. Ok? Fraților, dăm drumul și la instrumentalul ăsta. Credeți-mă, acest text este foarte, foarte trist. Sper că o să reușesc să-l citesc, să nu mă blochez, să nu încep să plâng și lângă ei. Auziți ce zice Alexandru că i-a zis Enas? Mare greșeală am făcut, Acheveule, și astăzi aproape te-am pierdut. Iar eu pe tine jur că te iubesc și tu ești tot ce-mi doresc. Acheveu, dacă pe mine mă doreai, cu altcineva nu mai erai. Și dacă spui că mă iubești așa de mult, cum ai putut să te duci la Talebanu și pe mine să mă lași mut? Ia uzi ce zice Enas. Iubire, iartă-mă, știu că ți-am greșit. Ai pus inima, știu că te-am rănit. E numai vina mea că-ți plânge inima, dar promit că mă voi schimba. Acheveu s-a gândit puțin și după aia i-a răspuns. Astăzi eu te-aș ierta, nu vreau să te pierd, dar mâine n-aș putea mie să-mi o iert. Poate tu într-o zi iarăși vei pleca cu Talebanu și eu din nou voi suferi. Ia uzi ce spune Enas. Acum regret, îmi pare rău și vreau să fiu numai al tău. Mai stai puțin, gândește-te la mine, cum pot să stau eu fără tine? Iubire, iartă-mă, știu că ți-am greșit. Ai pus la inimă, știu că te-am rănit. E numai vina mea că-ți plânge inima, dar promit că pe Talebanu eu îl voi schimba. Astăzi eu te-aș ierta, nu vreau să te pierd, dar mâine n-aș putea mie să-mi o iert. Poate că într-o zi tu iarăși vei greși și eu din nou voi suferi, tu cu Talebanu vei fugi. Stop, nu mai. Nu reușesc să citesc tot. E prima oară când citeam această poezie, această baladă, această melodie. Și nu știam că problema sunt eu. Îmi pare rău. Motociclistule, o să ies din viața ta și a lui Enas. Nu vreau să vă mai văd că suferiți. Fraților, gata, trebuie să închid aici, că nu pot nici să mai vorbesc. Nu mai, nu reușesc. Simt că numai mie intră aerul în plămâni. Motociclistule, îți las și un mesaj. În viață trebuie să ai răbdare. În viață trebuie să aștepți. Tu așteaptă, așteaptă și așteaptă. Și ai să vezi că Enas o să se întoarcă la tine. Că o să se sature să doarmă fără perină și o să aibă nevoie de burta ta. Mai ales acum că te-am tras în tigaia mea. Acum ești frumos, slăbuț, zici că ești manechin. Păcat că ai rămas puțin, ca blugii ăia schin. Îți intră în cur și nu mai ieși. Asta e. Poți să te beși. Te pupă Talebanul, frate.